Ok, deci în ultima noastră lecție ne-am uitat la cum putem folosi listele HTML ca să ordonăm și să dezordonăm poate anumite lucruri. În lecția dată vreau să vorbesc despre cum funcționează elementele imagine ca să vă arăt aici în body să vă scriu cum ar trebui să funcționeze imagine sau mai bine să dați de la autocomplete. Puteți vedea că mi-a apărut acolo un image, după aia source și alt. Ok, primul lucru ce face Source. Source arată path-ul de unde poate fi luată imaginea. Dacă îi vom scrie doar numele imaginii, va fi luat din fișierul unde se află index.html, fișierul nostru. Sau putem scrie un path complet, sau a treia variantă putem scrie un URL, adică putem lua imaginea noastră și de pe internet, mă scuzați, și de pe internet. Nu trebuie neapărat ca imaginea noastră să fie hostată, să se afle pe calculatorul nostru, se poate afla și, nu știu, puteți lua de pe Twitter, de pe Google, de pe cine știe ce, de pe Imgur și așa mai departe. Și puteți scrie acolo linkul pentru imaginea voastră, URL-ul, mai bine spus, ca să se afișeze imaginea. Să încercăm să facem lucrul dat, dacă voi deschide cealaltă pagină de Google, putem vedea că aici am fotografie. Dacă mă duc și pun aici la copy de URL, mă duc aici și voi pune acest URL, îl salvez și dacă mă duc înapoi la site-ul meu, aici, putem vedea că a apărut, aici mi-a apărut imaginea pe care am găsit-o eu. Un alt lucru pe care îl putem face este să punem imaginea noastră în interiorul acestui, în interiorul acestui folder, să fac lucrul dat și revin. Ok, am adăugat imaginea mea în interiorul acestui fișier folosindu-mă de drag and drop. Adică așa l-am copiat și tot folderul desktop, dar nu contează. Avem aici imaginea noastră și acum dacă ne ducem aici și facem un copy path, copy full path și îl punem aici în interiorul acestui lucru. Hop. Dau un control S, după aia dacă mă duc înapoi la site-ul meu, dau refresh, ar trebui să fie tot aceeași. Alternativ, o putem să scriem doar gigachat.jpg. Și dacă pornesc chiar, ar trebui să arate același lucru, deoarece, după cum am spus, imaginea noastră se află în același folder în care se află și index.html-ul nostru, în care se află și proiectul nostru. Ok, acum, după cum ați observat, aici următorul tag pe care îl aveam, următorul atribut, să spun mai bine, este alt. Ce face alt? În caz că imaginea voastră nu se încarcă în momentul când utilizatorul încearcă să acceseze site-ul, va apărea o bucățică de text, acea bucățică de text va fi altul. De asemenea, altul este folosit de motoarele de căutare, cum ar fi Google, ca să reprezinte mai bine utilizatorului despre ce este website-ul vostru. În caz că este, știu și eu, o rețetă de tort, dacă punem aici altul rețetă, dacă punem, să spunem bine, tort finisat, ca alt, acest lucru poate ajuta Google-ul să arate băieților și fetelor care este conținutul website-ului tău și cam ce se poate conține aici și poate face o legătură mai bună dintre ce a căutat utilizatorul și dintre ceea ce ai tu pe website-ul tău. În cazul meu scriu și eu imagine fake, în orice caz, 1. Acum, dacă salvez acest lucru, mă duc înapoi pe site-ul meu și voi face un scroll deasupra, nu știu dacă mai merge lucrul dat. Dacă copii URL-ul. Nu, no, rămâne tot așa. De obicei, în alte browser-uri, dacă dai deasupra acestui lucru, ar trebui aici să îți separă lucrul dat. Dar, ca să vedem, putem să ne ducem înapoi la item și, pur și simplu, să scriem ceva aici greșit. Și dacă ne ducem înapoi la website, putem vedea că aici avem imagine fake 1, adică acest lucru se arată utilizatorul tău în caz că, nu știu, să spun că ai pus o imagine online și hostul de pe care se ținea imaginea ta a picat, aici va fi arătat doar titlul imaginii sau altul acela pe care tu îl pui. Dacă pun totuși însă să fie ok aici, mă duc înapoi, dau refresh și ar trebui totul să fie ok. Acum, încă un lucru puteți vedea că imaginea noastră este mare. Un lucru pe care îl putem face este să ne ducem undeva să-i facem un crop. Știu și eu, în Paint, poate facem un crop pe o aplicație online sau ceva de genul, dar noi putem să facem lucrul dat folosind și din atributele width și height. Dacă ne ducem aici și căutăm width, height, image, HTML, tag,
tag. Okay, place mega să zici așa. How to resize an image in HTML is using the height and width attributes on the image tag. Dacă apăs aici ar trebui să ne dea un exemplu. Da, putem vedea aici cum a pus width-ul și height-ul ca să facă resizing la o anumită imagine. Să încercăm și noi să facem lucrul dat ca să nu trebuiască să facem un crop. Ne vom duce aici și să încerc să îi lăs aici un spațiu și după aia să mai lăs un spațiu. Totul merge ok, nu ar trebui să vă faceți grijă de cum este aranjat tag-ul vostru, pentru că oricum va merge. Dacă vreau pot să pun și 10.000 de rânduri goale, oricum va merge. În orice caz, să scriu aici width-ul pentru imaginea mea, care știu și eu vreau să fie 300 și height-ul este 300. Cum țineți minte, width-ul este lățimea imaginii noastre, height-ul este înălțimea imaginii. Am pus 300 pe 300 ca să arate plus minus cât de cât de ok. Dacă mă duc aici și fac un refresh, arată rău, să-l facem puțin mai lung. Width-ul știu și eu, să-l punem 500. Ok, acum arată mai bine, însă vedeți că eu folosesc o imagine care am luat-o aleator de pe internet. Dacă vreți, dacă facem un CV aici, ar trebui să folosiți imaginea voastră și să nu scrieți bucăți de text la, să spun așa, la Caterinca, cum le-am scris eu, să le puneți chiar care, niște bucăți de text care se referă la voi, nu bucăți de text aleatoriu, cum am făcut și eu în cazul dat. Putem vedea acum că însă imaginea noastră este arondată pe website-ul nostru și am pus desemne și acel alt despre care vorbeam. Altul poate fi desemne exclus, adică nu aveți nevoie de el, dar ar fi mai bine să-l punem din cauza faptului că, cum vă spuneam în videoclipurile trecute, încercăm să facem structura website-ului nostru, așa că să spun așa, trebuie să fim mai serioși în legătură cu informația pe care o transmitem și cu ce transmitem în website-ul nostru, așa că trebuie să ne stăruim să lucrăm la capacitate maximă. Ok, în lecția dată am învățat despre cum să punem o imagine pe site-ul nostru HTML, despre alt, despre cum să facem resizing la o imagine folosindu-ne width și height. Acum că avem, să spun așa, mai multe cunoștințe în setul nostru de cunoștințe despre HTML, vă aștept la lecția viitoare să vedem ce putem face cu ele mai departe.